Vești bune pentru brașoveni și turiști. Până la sfârșitul lunii decembrie 2019, aceștia vor beneficia de internet gratuit în cele mai importante locuri ale orașului. Inițiativa aparține consilierilor locali, iar proiectul este implementat printr-un program finanțat de Uniunea Europeană, care a acordat mai multor primării din România cupoane în valoare de 15.000 de euro fiecare pentru a acoperi echipamentul și costurile de instalare a unor puncte de acces la internet Wi-Fi. În zilele următoare va începe montarea echipamentelor. Noi sperăm ca majoritatea locațiilor să finalizăm lucrările până în luna decembrie. Avem o situație în piața Sfântul Ioan unde va trebui să realizăm o serie de lucrări, dar oricum cu siguranță și acolo până în luna ianuarie vor fi terminate lucrările. Din luna decembrie, brașovenii, dar și turiștii vor avea în cele mai importante locuri din Brașov internet gratuit. În municipiul Brașov, inclusiv în Poiana Brașov, vor fi instalate 15 dispozitive Wi-Fi. Obiectivul este de a oferi cetățenilor și turiștilor acces la internet de înaltă calitate în spațiile publice. Astfel de hotspoturi ar urma să fie instalate în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan, pe Alea de Sub Tâmpa, în Parcul Central, Parcul Tractorul, Parcul din Centrul Civic, în Piața Unirii, Moda Rom și la stațiile de telecabină din Poiana Brașov.